Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am pregăsit la noua ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. Mi-am propus astăzi să discutăm despre educație, un subiect fierbinte, zic eu, la ordinea zilei, cu atât mai mult cu cât toată această săptămână a fost dedicată activităților de educație în ceea ce se cheamă școala alte și o să vedem care este rolul acestora. Pentru a dezbate toate aceste probleme la ordinea zilei, am două invitate în platou emisiunii, pe doamna profesor Ana Maria Zăloagă, director al Colegiului Tehnic Miron Costin, și pe doamna profesor Ana Maria Agape, consilier educativ la același colegiu. Bine ați venit, doamnele mele! Bine v-am găsit, mulțumim tare mult pentru invitație! Ne-am propus în emisiunea de astăzi să discutăm despre ceea ce înseamnă învățământul și să ne întrebăm împreună ca și cadre didactice, iată că eu mă mai consider încă cadru didactic, încotro învățământul nostru, pentru că vrem sau nu, în ultima vreme se pare că a cam luat o razna și domeniul de care vorbim. E adevărat că e o întrebare foarte dificilă cea pe care dumneavoastră tocmai ați lansat-o, învățământul încotro. Sperăm cu toții ca finalitatea să fie aceea fericită, pentru că până la urmă ne dorim o societate armonioasă, frumoasă, mai bună și merităm cu toții pentru educație. Într-adevăr, ne aflăm în săptămâna să știi mai multe, să fii mai bun, o săptămână altfel, cu școala altfel, cu accent pe activitățile care vizează educația non-formală și cea informală, însă de multe ori cadrul rămâne același al școlii. Încercăm prin toate metodele, strategiile, prin toate instrumentele pe care le avem la îndemână și care în permanență se racordează la contemporaneitate, să îi pregătim pe cei tineri pentru acea societate pe care ne dorim. E adevărat că educația optimă e un deziderat, dar ne străduim noi cadre didactice, așa cum bine spuneați, cu siguranță se străduiesc și părinții și ceilalți factori formatori să îi pregătească pe copii pentru ziua de mâine, pentru meserii care încă nu s-au inventat, pentru provocări pe care le cunoaștem și pe care nu le cunoaștem. Prin urmare, educația se îndreaptă spre a pregăti un viitor factor decizional, spre a pregăti un individ care să își asume orice rol, care să se insereze foarte ușor pe piața muncii și care să conducă România de mâine. Da, ați subliniat acest lucru. Acesta însă este dezideratul învățământului. Dar eu aș vrea să privim, doamnelor profesori, cu realism ceea ce se întâmplă în învățământul nostru românesc, în condițiile scăderii dramatice a indicelor demografic, care, iată, duce implicit și la aceste compromisuri pe care trebuie să le facă școala românească, care este într-o goană continuă după elevi, în condițiile în care numărul acestora este din ce în ce mai mic și copiii ne vin din ce în ce mai slab pregătiți. Este o realitate pe care trebuie să o recunoaștem și pe care... Vreau să știu dacă ați găsit soluția în liceu, deși mă îndoiesc că puteți avea la vremea aceasta o soluție pentru acest lucru. Toate soluțiile nu le-am găsit. E adevărat că ne confruntăm cu o populație școlară din ce în ce mai scăzută. Aici nu putem interveni noi în ipostaza de cadre didactice, însă dacă ne referim la rolul profesorului, să știți că suntem în căutare de soluții și pe unele chiar le-am găsit. Până la urmă, așa cum am tot spus astăzi și în ultima perioadă, elevii sunt buni. Nu trebuie să pornim de la premisa că sunt la pregătiți, trebuie să cunoaștem cu pragmatism, cu realism nivelul lor, nivelul cu care accesează învățământul liceal, învățământul tehnic și să lucrăm acolo unde este nevoie. Există copii care sunt capabili de performanță, care sunt dotați cu diferite tipuri de inteligență, există și copii care au aplicare spre activitățile extrașcolare, spre exemplu, și atunci potențialul lor trebuie valorizat în acea direcție. Așa încât, cred că școala românească are suficiente instrumente, suficiente metode prin care să-i
atragă pe copii în spațiul școlii, pentru că școala, repet, înseamnă deschidere spre societate. E adevărat că soluțiile nu sunt întotdeauna cele mai bune, dar ne străduim să ne apropiem de elevi, să îi cunoaștem cu adevărat, să le descoperim potențialul, interesele, preocupările lor și să venim în sprijinul acestor preocupări. Doamnele profesoare, eu aș vrea să aduc în discuție nu o vină care aparține școlii, ci o vină care aparține politicului, pentru că în cei 25 ani de la Revoluție încoace a existat o incoerență fantastică în ceea ce înseamnă politicile educative, pentru că, dacă mi-amintesc eu bine, au existat ani în care am avut și 3 miniștri la Ministerul acesta al educației, care s-a chemat Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Educației, Tineretului și Sportului, nici nu mai știu cum, că de la un guvern la altul fiecare a tot schimbat denumirea ministerului, fără a aduce însă consistență în ceea ce înseamnă politicile educaționale. Ce mi-ați putea spune? Dar suntem aici la o dezbatere, nu judecăm pe nimeni, ci doar discutăm despre ceea ce dramatic trăim cu noi cu toții, și ca societate, și ca și corp profesoral. Știm cu toții că nu doar domeniul educațional este cel care are de suferit. Vorbim aici și despre incoerența și lipsa de substanță în domeniul sportului, spre exemplu. Dacă ar exista mai mult sprijin, probabil că lucrurile ar sta altfel. De la nivel înalt, deciziile se văd într-un anumit fel. Aici, în școală, lucrurile se văd într-o altă manieră și rolul nostru până la urmă în școală este să fim aproape de elev, să-l racordăm la ceea ce înseamnă societatea actuală, să îl sprijinim, să îi cunoaștem nevoile reale de învățare. E adevărat că ne dorim mai multă coerență, ne dorim măsuri care să ne sprijine pe noi, cei care lucrăm în învățământ, dar mai ales care să sprijine această formare a individului pe care ar trebui să se pună mai mult accent. Politicile educaționale adevărate se duc în școli, în sensul că fiecare școală trebuie să fie aproape de elevii pe care îi are și pe care îi cunoaște cel mai bine și trebuie să-și adapteze oferta școlară și politica educațională a școlii la nevoia copilului, pentru că, de fapt, noi uităm că în centrul educației stă copilul. Acel ideal teoretic. Cel puțin teoretic. Este beneficiarul, este ținta noastră, este materialul cu care lucrăm. Și trebuie să ne axăm întreaga noastră activitate spre beneficiul lui. Problema este că n-aș spune chiar de gringoladă, dar exact ce spuneați dumneavoastră, schimbările acestea la nivel guvernamental, chiar și schimbarea denumirii ministerului, se repercutează asupra copilului, în sensul că nu îi putem explica în mod clar ce așteptăm de la el. Și, de fapt, nu există copii slab pregătiți. Există doar copii care nu știu încotro să se îndrepte. Pentru că noi nu reușim să le dăm un traseu clar. Copiii sunt buni prin definiție. Trebuie doar ca noi, cadrele didactice, comunitatea locală, părinții, să îi putem valoriza, să îi punem în valoare la adevărata capacitate pe care o au. Eu apreciez că drama învățământului românesc vine de undeva din sărăcia luce în care trăiește o mare parte a populației, mai ales din mediul rural depopulat, un mediu rural debusolat, un mediu rural în care omul are grija zilei de mâine, nu să-și trimită copilul la școală. E adevărat, și de aceea fenomenul abandonului școlar încă există, nu s-a reușit eradicarea acestui fenomen. Dacă este să ne întrebați pe noi, încercăm să găsim tot felul de soluții care să vină și în sprijinul elevilor cu anumite nevoi materiale. Chiar în școala noastră există un ONG care, printre altele, îi sprijină pe elevi și în acest sens. Există, e adevărat, și câteva programe guvernamentale, vorbim aici despre banii de liceu sau despre bursa profesională. Cumva sunt instrumente care să sprijine copiii care își doresc cu adevărat să facă școală, dar e adevărat că sunt foarte mulți elevi care nu au motivație sau care tot din cauza acestor nevoi nu reușesc să absorbe
absolve nici măcar 10 clase, ceea ce este foarte trist în anul 2016 să nu reușești să te formezi, măcar învățământul acesta obligatoriu ar trebui să fie urmat de către toți tinerii. Mă gândeam la faptul că în 90, cel puțin așa ni se inocula nou atunci ideea că în România analfabetismul a fost eradicat, nu mai avem analfabeți. Iată însă că la 25 de ani am avut performanța de a fi pe primul loc în Europa în ceea ce privește numărul de analfabeți. Și analfabetismul acesta, cel puțin în opinia mea, vine de la ceea ce spuneați, abandonul școlar și de o sărăcie lucie în mediul rural, de acolo unde sunt familii întregi care nu au posibilitatea să-și trimită copilul la școală. Ori dumneavoastră v-ați referi la stimulentele acestea care vin deja la treapta din care faceți parte, la învățământul liceal, dar noi haideți să ne ducem acolo jos de unde începe învățământul pe primar și cel gimnazial. E adevărat și mai există o problemă, cel puțin așa o considerăm noi, respectiv această relație dintre școală și familie pe care noi o cultivăm în mod deosebit, însă care trebuie să aibă și un feedback. Până la urmă știm cu toții că foarte mulți părinți au ales străinătatea, au ales să se realizeze profesional, eu știu, personal, într-o altă țară, își lasă copiii în grija unor cunoscuți, în grija unor rude, iar această relație dintre școală și tutorele legale al copilului nu este întotdeauna optimă. Noi ne-am confruntat cu tot felul de situații, am luat legătura cu părinții aflați în străinătate, însă monitorizarea din partea părintelui nu poate fi înlocuită cu altceva. Adică noi răspundem de ceea ce fac copiii în școală, ne preocupăm de drumul lor spre casă, oferim de multe ori consiliere psihologică, suntem aproape de ei, suplinim atât cât putem, însă părintele care să-și aștepte copilul acasă și care să-l întrebe de reușitele lui, de nereușitele lui, nu poate fi înlocuit ușor. Și aici există o problemă, pentru că unii tineri, deși au posibilități materiale pe care, iată, părinții plecați în străinătate le pot oferi, renunță la școală, tocmai pentru că nu beneficiază de această motivație din familie și de o monitorizare consecventă. Mi-ați ridicat mingea la fileu, pentru că eu vroiam tocmai să vorbesc despre drama aceasta a familiilor plecate în străinătate ca pentru un ban în plus, care și-au lăsat copilul acasă, sau o parte din ele au încercat să-l ducă după ei în Occident. Sistemul de învățământ este absolut diferit al nostru de al lor și copiii aceștia au devenit un fel de minge ping-pong, când în Italia, Spania, Anglia sau știu eu ce altă țară, când trimiși acasă în România pentru că nu făceau față sistemului. Aici ar mi se pare o mare dramă a învățământului nostru. Nu cred că putem spune că elevii noștri nu fac față sistemelor din afară, din contră. Elevii noștri sunt foarte bine pregătiți. Problema lor este la nivel psihologic. Mulți dintre ei nu reușesc să se integreze în acea cultură, în sensul că sunt foarte mulți care pleacă, de exemplu, la nivel liceal și se transferă în țările respective. Ei deja au început să se formeze ca personalitate în țară și sunt la acea etapă în evoluția lor personală și individuală în care le este foarte greu să discearnă, le este foarte greu să se adapteze, le este foarte greu să se integreze. Nu pentru că nu ar vrea, nu pentru că nu ar avea capacitatea, ci pentru că pur și simplu, chiar dacă sunt cu părinții acolo, ei sunt rupți din mediul care le este lor familiar, care le este lor securizant. Și se găsesc în niște situații cu totul noi, cărora ei nu știu cum să le răspundă. Și de aceea sunt mulți copii care preferă să revină în țară, să termine studiile în țară, tocmai pentru că aici există oameni care odată vorbesc limba lor, este mult mai ușor să-ți exprimi sentimentele în limba ta maternă, este mult mai ușor să interacționezi și să relaționezi cu oameni care au aceeași gândire ca tine, care au aceleași cutume, aceleași tradiții, aceleași valori. Deci nu aș putea spune că un copil plecat din România nu se va integra bine în sistemul de învățământ din altă țară. Din contră. Doar că aici trebuie reglat la nivelul familiei. Ce vrei de la copil? Ce așteptări ai de la el? Și cum te raportezi tu ca părinte la copilul tău?
trebuie și să vorbim din nou cu... despre anumite politici până la urmă, pentru că nu trebuie nici să generalizăm, nici să judecăm aceste decizii pe care familiile le iau. Până la urmă este decizia unei familii unde dorește să viețuiască, unde dorește să se realizeze. Copiii, într-adevăr, sunt cei care suferă cel mai mult. Noi, până la urmă, emitem niște judecăți cu privire la consecințele acestor decizii. Cunoaștem și noi situații în care elevii au plecat într-un alt sistem educațional și s-au întors tocmai din motivele enumerate. E adevărat că cei care suferă, spuneam, sunt copiii și acolo intervenim, repet, atât cât ne stă nouă în putere, suntem alături de ei, le facem adaptarea sau readaptarea mai ușoară, însă barierele acelea psihologice nu sunt foarte ușor de trecut. Dragile mele colege, aș vrea să introduc în dezbaterea noastră o altă problemă, aceea a dramei cadrului didactic. Și când spun drama cadrului didactic, știu foarte bine la ce mă refer sau știm împreună foarte bine la ce ne referim. Ne referim la aceste cazuri, să le spunem izolate, dar care mai apar atunci când nervii omului aflat la catedră cedează, când acesta încearcă să-și pună, să-și impună autoritar punctul de vedere în fața unei clase din ce în ce mai greu de stăpânit, pentru că vorbim de alte generații, de altceva, și ajungem la situații ca cele de la școala Horia sau iată, mai nou am văzut și în altă parte în țară, în care chiar sunt colegi care nu au ce căuta în fața catedrei, pentru că nu au ce căuta. Din păcate, aceste cazuri încep să tindă a deveni generale pentru că presa le face așa. De ce ne găsiți vina noastră a presei? Nu neapărat vina presei, pentru că și părinții încurajează anumite atitudini. Știm foarte bine că un cadru didactic nu poate avea un singur stil de predare. Există stilul acela democratic, stilul acela laissez-faire, stilul autoritar. Din păcate, în momentul în care se ajunge la stilul autoritar, toată lumea, inclusiv noi colegii cadrelor didactice respective, adică nu ne excludem din discuție, avem tendința de a exacerba evenimentul în sine. Este adevărat că în calitatea de cadru didactic trebuie să te controlezi foarte bine, pentru că nu ești acolo doar pentru a transmite o informație, ci în primul rând ești acolo pentru a forma caractere. Iar copilul te va copia. Pentru că ne-am învățat să numim acest copil beneficiar primar al educației, educabil, formabil, dar uităm că el, în esența lui, este un copil, un suflet pur care trebuie format. Și depinde doar de tine ca om, ca adult, dacă vrei să-ți aduci problemele de acasă cu tine la catedră sau le lași în momentul în care intri pe poarta școlii. Asta recunoașteți că și cadrele didactice au problemele lor, că sunt oameni. E adevărat, de acord. Și situațiile pe care le-ați invocat sunt regretabile, e drept, nu trebuie să generalizăm. Noi credem că încă există profesori devotați. Până la urmă, în momentul în care alegi să fii dascăl, îți asumi rolul pe care l-ai în societate. Și noi suntem oameni, nu suntem perfecți, suntem perfectibili. Este de dorit să nu îmbrățișăm stilul autoritar. Dacă există și o situație conflictuală, și știm cu toții că sunt diverse astfel de situații în școala românească de astăzi, atunci tot noi trebuie să fim cei care să identifice strategiile adecvate de a preveni ceea ce se întâmplă în școlile pe care le-ați invocat. În ceea ce noi privește, am constatat la liceul nostru că există această nevoie de dezvoltare personală a cadrului didactic. Există atâtea cursuri de formare care să ne învețe care ar fi strategiile optime, care ar fi metodele și instrumentele prin care putem preîntâmpina anumite situații. Însă în acest an școlar noi ne-am propus să accentuăm și nevoia aceea personală a omului din fața clasei, de la catedră, de a se dezvolta. Dacă nu mai există motivație, știm cu toții că cea financiară este nesemnificativă, lipsește, respectul de altă dată al cadrului didactic nu mai este același, deci dacă nu există o astfel de motivație, încercăm să o reconfigurăm, ea să vină din interior, și ne-am propus ca în acest an școlar să asigurăm cadrelor didactice doritoare de la școala noastră și un astfel de curs de dezvoltare
personală. Doamna director Zăloagă, nu vă ascund faptul că discuția pe care am purtat-o noi, în afara cadrului acesta formal al unei emisiuni, a fost aceea de la om la om, în care ne-am împărtășit reciproc ceea ce credem despre cum e bine, ce e bine și ce e rău. Iată că vedem, așa cum spunea colega dumneavoastră, care zicea că presa-i de vină, că există și alte forme de învățământ. Și discutam despre un reportaj de duminică seara de la un post central de televiziune în care era promovată acea idee. Pentru mine, poate am o gândire învechită, dar știu eu, de a lăsa copilul să se dezvolte în afara unui sistem de învățământ restrictiv. Nu restrictiv, organizat. Ci să-l lași liber în familie, să călătorești cât e lumea de mare și copilul să-și însușească doar ceea ce cu ceea ce vine în contact. Bine, acum cred că foarte puțini dintre părinți vor avea această posibilitate. Dar dacă se dă un semnal, de asta am spus încotro. Cred că semnalul deja s-a dat atâta timp cât din statistică aflăm că există 1000 de familii în România care deja practică homeschooling. Probabil unii vor îmbrățișa și roadschooling-ul. Până la urmă spuneam că decizia... Haideți să explicăm cele două concepte. Da, primul, homeschooling, se referă la învățarea de acasă. Din ce am înțeles, elevul se ancorează unei școli umbrelă, așa este denumirea. Acea școală furnizează programele adaptate de învățare, adaptate la tipul de inteligență și nevoile de învățare ale copilului. Iar copilul învață acasă împreună cu părintele. Spuneam, după o programă adaptată, o programă specială care ține cont de interesele, preocupările tânărului. Iar cel de-al doilea concept, road schooling, se referă la învățarea prin călătorie. Altfel spus, această învățare cred că are un mai pronunțat caracter aplicativ, practic, pentru că cel foarte mic, de la 3-4 ani chiar și până la cel care se află la vârsta de 14-15 ani, călătorește împreună cu familia și descoperă toate locurile, lucrurile, oamenii, civilizațiile, culturile despre care altfel ar citi doar din cărți. Nu știm dacă este o decizie bună sau nu, pentru că încă n-am fost în pielea acelui părinte, dar până la urmă, dacă ne mulțumește ceva, societatea, sistemul educațional, putem identifica, spuneam, acele instrumente particulare prin care să venim în sprijinul nevoilor copilului. Până la urmă, părintele ar trebui să-și cunoască cel mai bine, ar trebui să-și cunoască cel mai bine copilul, ar trebui să identifice încă de la o vârstă fragedă un eventual talent sau un eventual interes pe care, dacă și-l dorește a fi stimulat în mod deosebit, poate opta pentru un astfel de sistem. Încotro învățământul rămâne această întrebare la care cu siguranță vom reflecta. Personal va trebui să iau o decizie și atunci iau în calcul și aceste sisteme și da, este un semnal de alarmă pentru noi, dar revin la ceea ce înseamnă cadrul didactic în România. Cred că rolul nostru este să fim foarte aproape de elev. Dacă vom renunța la această distanță, uneori artificială, între catedră și bancă, dacă vom învăța să ne cunoaștem copiii din față mai bine, eu cred că putem aduce chiar în aceste limite, să le spunem, ale unui sistem educațional formal, organizat, prestabilit și elemente din homeschooling și roadschooling. Nu mai departe, această săptămână, să știi mai multe, să fii mai bun, oferă aceste posibilități. În altfel în care ne aflăm, asta, aici o să ajungem și o să rog pe doamna consilier educativ să ne vorbească mai mult despre săptămâna altfel, dar nu înainte de a discuta despre cele două sisteme despre care ne-ați vorbit dumneavoastră. Bine, cum pot fi ele? Pentru că, în fond, la sfârșitul unui curs, elevul trebuie să-și primească acea patalama, acea diplomă pe care ce se întâmplă, cum se obțin diplome în astfel de sisteme alternative de învățământ? Din câte cunosc, nu
se primește o diplomă de absolvire, însă la sfârșitul fiecărui an elevul susține un test care să-i permită să treacă la un nivel superior. Deci, practic, nu există diploma aceea de bacalaureat dacă ne referim la sistemul nostru educațional, bachelor sau alte diplome. Elevul, neputând practic să acceadă către învățământul universitar, însă reacția familiei a subliniat faptul că nu diploma contează, ci acele abilități de viață cu adevărat dezvoltate ale copiilor, abilități care le vor permite acestora inserția pe piața muncii. Chiar admiram o tânără mămică ce spunea că a ei copiii aveau aproximativ 13-14 ani, au cel puțin 4 abilități de viață dezvoltate care le vor permite să-și câștige pâinea în mod sigur. Bun, da, la noi suntem într-o societate în care tot mai contează diploma, că nu te duce nimeni să te încadreze. Da, dar din fericire, sistemul nostru de învățământ le oferă posibilitatea ca la un moment dat să se înroleze într-o școală obișnuită și își pot obține oricând o diplomă, indiferent de nivelul pe care doresc să-l urmeze. Deci dacă la un moment dat o familie consideră că este nevoie de sistemul de educație formal și că aceste abilități de viață trebuie confirmate, cum spuneați dumneavoastră, de o diplomă, de un atestat, de un certificat, aceste familii pot face oricând o cerere de integrare în sistem. Și copiii, în urma unei testări care le stabilește nivelul, sunt integrați în sistem ca orice elev. Bun, aici mai intervine o mare carență a învățământului românesc, cel puțin așa o văd eu din punctul meu de vedere, dar ea nu ține neapărat de sistemul nostru, ci de întregul context al societății în care nu mai există motivația copilului de a învăța, pentru că el știe că atunci când termină o școală stă și se uită la diplomă, că n-are cum, șomajul acesta excesiv, lipsa locurilor de muncă și toate acestea duc efectiv ricoșează în sistemul de învățământ în care tu, cadrul didactic, nu mai ai cum să-l motivezi. Cred că aici intervine rolul acestei școli altfel, acestei săptămâni în care îți permite să faci cu elevii, să ai acele activități pe care în mod normal nu ai când, nu ai timp, nu ai cum să le faci pentru că ești încorsetat de programă pe care trebuie să o urmezi. Dar, de exemplu, în cadrul acestei săptămâni, altfel, la noi s-au făcut activități de dezbatere. Dezbatere se face, este foarte adevărat în cadrul orelor de limba română. Dar acolo se face pe o temă impusă de programă, pe când în cadrul școlii altfel tema este aleasă de elevi. Există aceste cluburi de dezbatere care își fac tot mai mult simțită prezența și care le permite elevilor să își dezvolte tocmai aceste abilități de comunicare în public. Astăzi chiar am avut la noi, la Colegiul Tehnic Miron Costin, în ziua porților deschise, unde am primit vizita elevilor de clasa 8-a din diverse școli din Roman și din împrejurimi și am rămas foarte plăcut surprinși noi ca și cadre didactice de elevii noștri, pe care i-am putut valoriza astăzi la adevăratul lor potențial, în sensul că au avut emoții, dar și-au vândut marfa, marfa fiind școala lor și activitățile lor pe care le-au făcut ei zilnic în cadrul școlii și în cadrul acestei săptămâni altfel. Și chiar astăzi îmi spunea unul dintre elevi care mâine pleacă la faza națională a concursului Made for Europe: doamna, știți, faptul că există aceste activități altfel pe mine m-au format ca om. Pentru că el a învățat să vorbească în public, a învățat să vorbească liber, lucruri care nu se întâmplă de obicei în cadrul formal al școlii obișnuite. Iar școala altfel este tocmai ocazia de a forma astfel de competențe la copii. Și dacă îmi permiteți în completare, voiam să subliniez faptul că chiar elevii noștri au adus astăzi în prim plan ideea că nu diploma ne etichetează, nu nota ne reprezintă, ci felul în care noi ne formăm. Așa încât, dacă vorbim despre liceele tehnologice, elevii, pe lângă acea diplomă de bacalaureat pe care toți dorim să o obținem, obțin și un atestat de competențe profesionale, așa încât ei pot alege dacă să meargă spre o facultate în urma obținerii diplomei de bacalaureat sau dacă să se insereze direct pe piața muncii românești și europene, de ce nu?
Vreau să mai discut, și asta e spre finalul emisiunii, de această discrepanță care există între acest învățământ de stat și ceea ce poate face un elev la absolvire, și de această masa enormă de copii care se adaptează destul de greu și reușesc destul de greu să parcurgă o programă, și acele vârfuri valorificate în cadrul olimpiadelor, pentru că un număr mic de copii ajung la performanță, dar marea masă întâmpină dificultăți. Problema este că lucrăm după aceleași programe toți, indiferent dacă suntem la un colegiu tehnic cum suntem noi, indiferent dacă suntem la un colegiu teoretic. Problema este că, de fapt, programa trebuie adaptată nevoilor elevilor. Dacă tot, nu am să ridic decât o singură problemă, cea a bacalaureatului. Mi-ați luat ideea. Copilul... Vorbim de ani de zile de bacalaureat diferențiat și acum dăm toți la fel. Roman Vodă cu Ion Ionescu dau de la Brad. Dau exemplul copiilor mei care dau examenul de geografie la bacalaureat cu mai puține ore, pe aceeași programă, pe aceeași materie ca și cei de la un colegiu teoretic. Rezultatele sunt comparabile pentru că facem eforturi și unii și ceilalți. Dar nu este corect ca elevii mei care au două ore pe săptămână de geografie să dea examen din aceeași programă cu cei de la un profil de istorie, de exemplu, unde au trei ore într-un chiul comun. De ce credeți că de ani de zile, de 25 de ani de zile, niciun guvern n-a reușit să se așeze la masă și să elaboreze acea lege prin care bacalaureatul să fie diferențiat? Discutăm asta de cel puțin 25 de ani. Și iată, nu s-a făcut nimic. Probabil că nici viziunea și nici misiunea nu sunt foarte bine conturate. Atâta timp cât ai niște principii, cât ai o finalitate pe care o urmărești, vei găsi contextul potrivit în care să explici tuturor cât de importantă este educația în România, cât de importantă este sănătatea în România, atâta timp cât există incoerență, pentru că o cunoaștem cu toții, la nivelul viziunii privind educația și al misiunii școlii, nu putem vorbi despre o diferențiere a bacalaureatului. S-a încercat, e adevărat, o diferențiere, însă ea este mai mult una de formă și nu una de conținut, nu una de substanță. Concluzia emisiunii dumneavoastră, vă văd tinere, vă văd optimiste în ceea ce privește învățământul. Dați-mi voie ca eu, ca o persoană ceva mai în vârstă, ceva mai în vârstă, să și cu spiritul acesta de observație al jurnalistului, să nu fiu atât de optimistă ca dumneavoastră și să fiu dimpotrivă, să cred că și învățământul, ca toată societatea noastră, merge din rău în mai rău. Mulțumesc invitatelor mei, estimați telespectatori, vă spun o zi bună și rămâneți în continuare pe programele Roman 24.